Guvernul introduce noi reglementări pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Reglementările modifică legea în vigoare și prevăd consolidarea imobilelor cu acordul majorității proprietarilor. Până acum era nevoie de acordul unanim al tuturor proprietarilor, fapt care a împiedicat consolidarea unor clădiri, explică ministrul dezvoltării Ceche Atila. În plus, consolidarea seismică va fi urgentată. Noile reglementări interzic închirierea apartamentelor din clădirile cu risc seismic ridicat până după consolidarea acestora. Nu vor putea fi organizate evenimente aglomerate în unele condiții în astfel de clădiri dacă sunt peste 50 de persoane într-o încăpere, fiecăreia revenindu-i un spațiu mai mic de 4 metri pătrați. Instituirea acestor interdicții se face temporar până la consolidarea clădirii cu respectarea Constituției României privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale. În zona Olteniei, care nu a fost considerată până acum o zonă cu risc seismic ridicat, s-a considerat necesară extinderea criteriilor de înscriere în Programul Național de Consolidare a Clădirilor. Astfel, vor putea depune cerere de finanțare pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic și localitățile care până acum nu au fost considerate cu risc. Proiectul de act normativ urmează să fie înaintat Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.